Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și mă bucur să ne reauzim pentru a discuta pe baza acestui material problema 4 din testul 2 de antrenament Evaluare Națională 2021. Această problemă spune că în figura alăturată este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AB paralel cu CD, unghiul DAB de 90 de grade, AD 40 de centimetri, CD 30 de centimetri. Diagonalele trapezului sunt perpendiculare și O este punctul lor de intersecție. La punctul A ni se cere să arătăm că perimetrul triunghiului ADC este egal cu 120 de centimetri. La acest subpunct vom recapitula pentru a putea rezolva cerința teorema lui Pitagora și formula de calcul a perimetrului unei figuri geometrice. Așadar, perimetrul triunghiului ADC este egal cu AD plus DC plus AC. Observăm că în ipoteză știm dimensiunile segmentelor AD și CD, deci trebuie să îl determinăm pe AC. Însă, dacă ne încadrăm în triunghiul ADC, dreptunghic, cu măsura unghiului D de 90 de grade și aplicăm teorema lui Pitagora, vom obține că AC pătrat este egal cu AD pătrat plus DC pătrat. Adică AC pătrat este egal cu 40 la pătrat plus 30 la pătrat, adică 1600 plus 900. AC pătrat este egal cu 2500, adică 50 de centimetri. Așadar, perimetrul triunghiului ADC va fi egal cu 30 plus 40 plus 50 de centimetri, adică exact 120 de centimetri, ceea ce trebuia să și arătăm. La subpunctul B, se cere să determinăm aria trapezului ABCD. Pentru acest lucru vom recapitula teorema catetei într-un triunghi dreptunghic și teorema fundamentală a asemănării. Așadar, revenim. Știm că diagonalele AC și BD sunt perpendiculare, DC este 30 de centimetri, iar AD este 40. Am calculat la punctul A pe AC și am obținut că AC este egal cu 50 de centimetri. Ne încadrăm în triunghiul ADC dreptunghic pentru început. Însă, haideți să stabilim ce avem de determinat. Pentru a calcula aria unui trapez avem nevoie de baza mică, baza mare și înălțimea. Baza mică DC o cunoaștem, înălțimea AD o cunoaștem. În concluzie, mai trebuie să determinăm baza mare AB. Ne întoarcem la explicație. Ne încadrăm în triunghiul dreptunghic ADC, da, cu măsura unghiului D de 90 de grade și DO perpendicular pe AC, pentru că ni se spune în ipoteză că diagonalele sunt perpendiculare. Aplicăm teorema catetei și obținem că DC pătrat este egal cu CO ori AC. Dar de ce are lungimea de 30 de centimetri? De aici îl scoatem pe CO ca fiind 900 supra 50, adică 18 centimetri. AO este egal cu AC minus CO, adică 50 minus 18, 32 de centimetri. Triunghiurile DOC și BOA sunt asemenea. Așadar, vom putea scrie că DC pe AB egal cu CO pe AO. 30 supra AB este egal cu CO pe care l-am determinat mai sus, 18 supra 32. De aici vom obține că AB este egal cu 30 ori 32 pe 18, adică
AB este egal cu, se simplifică 30 cu 18 prin 6, 5 și 3. 5 ori 32 înseamnă 160 supra 3 cm. Revenim la cerință, ni se cere aria trapezului ABCD, deci aria lui ABCD va fi egală cu AB plus CD ori AD pe 2. Îl cunoaștem și pe AB și pe CD, deci 160 pe 3 plus 30, totul înmulțit cu 40 supra 2. Aducem la același numitor cu 3, în paranteză, 2 cu 40 se simplifică și vom obține că aria trapezului ABCD va fi egală cu 160 plus 900 ori 20 înseamnă 5000 supra 3 centimetri pătrați. Și am calculat aria trapezului ABCD. Aceasta a fost problema din testul de antrenament 2, evaluare națională 2021. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!